M-a aflat inima Norvegiei. Afară ninge, e frig, nu am multe de făcut, s-a așternut și un strat destul de serios de zăpadă. Sunt și pe o insulă, așa că am decis astăzi să încerc și eu experimentul ăsta. Din resturi de legume să crească unele noi și bune pentru consum. Poate că știți despre ce e vorba, poate că nu. Am aici o bucățică de praz, o rădăcină de praz, cotorul de la o salată, cotorul de la cum zice, țelinapio, celery și încă un cotor de la un alt tip de salată. Este prima zi, le-am pus cu puțină apă și urmează să mai filmez după vreo 2 săptămâni să vedem ce s-a ales de ele, dacă chiar au crescut sau pur și simplu s-au stricat. Și eu sunt tare curios să văd dacă într-adevăr funcționează treaba asta. În teorie ar trebui să funcționeze, acum de la teorie până la realitate mai e mult. Sper să se înțeleagă, să nu bată vântul prea tare. Au trecut cam 3 săptămâni de când am pus plantele astea în apă. Astea sunt. Se prezintă neașteptat de bine. Sincer, nu aveam speranțe chiar atât de mari din tot ce am pus eu aici să iasă și să supraviețuiască chiar atât de bine. Toate au frunze verzi, viguroase, au și rădăcini. Una singură nu are rădăcini, salata asta. În rest, toate. Ăsta e prazul, campion la capitolul rădăcini. Aici avem o celery, are rădăcini. Ele pot fi acum puse în pământ fără absolut nicio problemă și vor continua să crească, bănuiesc că chiar mai bine de atât. Și cealaltă celery, dar eu nu le voi pune în pământ, le voi ține în chestia asta până când vedem ce se întâmplă cu ele, dacă vor continua să crească mai mult sau se vor usca sau poate că mă voi plictisi și le voi mânca, voi scrie în descriere tot ce va urma. Astea sunt. După cum am zis, se prezintă pentru mine neașteptat de bine. Nu mă gândeam că dintr-o bucată de plantă pe care în mod normal o arunci la gunoi să iasă chestiile astea. Mai puteți încerca cu morcov, partea de sus, la fel pusă în apă și vor ieși frunze, sunt foarte bune în salată. Cu ceapă verde, la fel e foarte bine de încercat. Chiar și ceapă normală, partea de jos, unde a fost rădăcina tăiată, pusă în apă și la fel va încolți și ea. Usturoiul aproape toate plantele puteți încerca asta acasă. Aștept să-mi spuneți cu ce ați avut voi succes și, bineînțeles, alte idei. Cam atât ar fi de zis despre astea. Foarte, foarte interesant acest proiect. Și acum o să vi le arăt și de aproape, să vedeți cât de bine arată. Astea sunt. Salată, celery aici, prazul, celery acolo. Așa. Interesant e la praz, fiecare frunză a crescut în felul ei, nu a crescut precum știuletele la de-l știm noi în piață, lung și drept. Fiecare frunză s-a dus unde a vrut ea. Drăguț și foarte, foarte interesant. Pe viitor am de gând să experimentez și cu mai multe plante.